Ghicitor despre corpul meu. Dezvoltare personală, clasa pregătitoare. Dragi copii, pentru această activitate este necesar să fiți atenți. Te invit să te ridici în picioare și să te întorci cu fața la un coleg. Numără în gând până la 10 în timp ce îl privești pe colegul care este cel mai aproape de tine. Poți începe să numeri acum. Acum te rog să te așezi în liniște. Mai mult ca sigur, atunci când l-ai privit pe colegul tău, ai observat cum este îmbrăcat, dar și părțile corpului lui. Iată câteva părți ale corpului nostru. Haideți să le denumim împreună. Fața, gura, nasul, mâna, piciorul, Palma, ochiul, urechea. Bravo! V-ați descurcat! În continuare, vă voi citi câteva ghicitori și voi veți încerca să răspundeți cât mai corect. Dacă nu veți ști un răspuns, nu vă îngrijorați, acest exercițiu este și pentru a învăța lucruri noi. Sunteți pregătiți? Să-i dăm drumul! Ei mă ajută când citesc să văd atunci când socotesc, au culoare diferită de ai lui Raul și Georgică. Despre care parte a corpului crezi că este vorba? Despre ochi, așa este. Ochii tăi ce culoare au? Ne ajută să alergăm. Coarda să sărim sau mingea să șutăm? Despre care partea a corpului credeți că este vorba? Piciorul. Este foarte bine. Poate fi mai lung sau scurt. Blond, brunet sau chiar șaten. Fetele își pun fundă în el. Despre ce credeți că este vorba? Este părul. Ce culoare are părul tău? Este scurt sau este lung? Părul tău este creț sau este întins? Două surori gemene stau atente și ascultă cât este ziua de lungă. Despre ce credeți că este vorba? Sunt urechile. Foarte bine. Sunt cinci la fiecare mână. La matematică adună. Le folosesc și la citit când rândul am de urmărit. Despre ce este vorba? Sunt degetele. Are două găurele să intre aer prin ele. Ne ajută să mirosim, se înfundă când răcim. Despre ce este vorba? Este nasul. De ea mă folosesc ca să cânt sau să citesc. O țin închisă la masă, că așa sunt educată. Despre ce este vorba? Este gura. Le folosim la îmbrăcat, la spălat și la mâncat. Fără ele mi-ar fi greu să-l îmbrățișez pe prietenul meu. Despre ce este vorba? Sunt mâinile. Tu ai un prieten? Cum îl cheamă? Felicitări, dragi copii! V-ați descurcat foarte bine până acum. În continuare, vă veți desena pe voi pe foaia de hârtie pe care v-a pregătit-o doamna învățătoare. Să nu uitați nicio parte a corpului și să le așezați toate la locul potrivit. După ce veți termina de desenat, veți introduce desenul în portofoliul de la dezvoltare personală. La revedere, dragi copii!